Prefectul a rugat toți factorii implicați să trateze cu seriozitate informațiile legate de fenomenul de la izvoarele. Nici o clipă nu s-a pus în discuție aplicarea planului de evacuare a populației, întrucât situația actuală din teren este departe de a impune acest lucru. Numărul cutremurilor și intensitatea acestor au scăzut constant în ultimele zile, iar gradul de degradare a locuințelor nu este atât de mare încât să pericliteze siguranța oamenilor. Emanuel Cătălin Bocăneanu a precizat că a dispus constituirea Comisiei de Evaluare a Pagubelor produse de Seria de Cutremure, comisie care va semnala de îndată dacă apare riscul de prăbușire a vreunei locuințe. Evaluarea va fi reluată după încetarea secvenței seismice. Prefectul a subliniat că zona Izvoarele este monitorizată cu toată atenția de către autoritățile de la nivel local, județean și central, care se află într-o comunicare permanentă cu cei mai buni specialiști în seismologie și domenii conexe. Seismul reprezintă un fenomen asupra căruia nu se pot face niciun fel de previziuni, nicăieri în lume, se arată într-un comunicat de presă al prefectului județului Galați.